Astăzi vorbim răzvan despre Plutarch, un autor despre care am și scris o carte despre viețile paralele. Viețile paralele sunt o absolută capodoperă. A fost multă vreme, cea mai citită carte după Biblie. Până prin secolul XIX, până pe la sfârșitul secolului XIX, Viețile Paralele erau cea mai citită carte după Biblie. Ar fi bine să revenim la această situație. Cred că umanitatea ar duce-o mai bine dacă Plutar ar fi din nou atât de citit. Despre cine e vorba? Este un mare aristocrat grec din Beoția, din Cheronea. Mai târziu a ajuns preot al zeului Apollo la Delphi, care se naște cândva în vremea lui Claudius, în anii 40, în Grecia și moare în vremea lui Hadrian. Deci a prins Mulți împărați, da? pe Claudius, pe uh, Nero, pe uh, cei tot cei patru. patru: Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Traian și Hadrian și încarnează la perfecție acest imperiu greco-roman care apare da? și de altfel intenția vieților paralele are legătură cu această realitate. Dacă el vrea să arate romanilor că și grecii sunt buni conducători. Da? E cea mai importantă carte despre leadership din istoria gândirii. Uh, sigur că sunt și alți autori uh, importanți, cum ar fi Tucidide sau Xenofon, evident, Platon și Aristotel, dar Plutarch e number one in leadership studies. Mm -hmm. da? Și uh, viețile paralele oferă 46 de studii de caz într-o perspectivă uh, filozofică și comparatistă, pentru că fiecare roman e comparat cu un grec. Cezar cu Alexandru, Cicero cu Demostene, Pompei cu Agesilaos. Și sunt și figuri mitice sau semi-mitice. Puține. Da. Romulus, Romulus numai. Tezeu, Tezeu numai, da. sigur că da, Romulus e comparat cu Tezeu, Tezeu. numai este comparat cu uh, Licurg. Hmm. Uh, și din această uh, abordare uh, comparatistă, evident că uh, extragem foarte multe învățăminte. Uh, pentru că Plutar își pune în mod constant întrebarea: de ce a avut succes cineva și de ce un altul a eșuat? Uh, și uh, uneori eșecul se explică prin uh, vicii. Defecte fundamentale se poate explica de asemenea prin neglijențe, greșeli, la fel cum succesul are legătură cu virtuțile cuiva. Bun, virtutea nu aduce întotdeauna succes. Există oameni virtuoși. Care uh, au ghinion să se nască într-o perioadă proastă, cum e Cato, cel tânăr, de pildă, uh, da? care s-a născut mai târziu uh, decât ar fi trebuit, era mult prea virtuos pentru uh, lumea în care trăia, sau focion, de pildă. Uh, sigur că sunt oameni care au un asemenea uh, ghinion, dar avem de-a face, cum spun, uh, cu un caz unic. Uh, 46 de studii de caz într-o perspectivă comparații. Și avem nu doar studiile de caz, dar avem și comparații explicite. Uneori, din Uneori păcate, s-au da. mai pierdut așa din biografii. Da, și spune, și uite, din... de ce Alexandru a fost mai bun decât Cezar în privința asta, dar Cezar a fost mai bun în cealaltă privință. Are o abordare mult mai echilibrată decât Titus Livius, de pildă, care atunci când zăbovește asupra comparației dintre Alexandru și Romani, spune că, domnule, romanii sunt mai tari și l ar fi bătut pe Alexandru. Or, Plutar uh, ori Plutarh e mai interesant la... Dar evident că nimeni nu legalează pe Alexandru. Dar e mai interesant pe la urmă să afli cauzele pentru care unii au fost buni, unii au reușit și unii nu. Uh, da, tocmai pentru că l-ai menționat pe Titus Livius și l-aș menționa de asemenea și pe Virgiliu cu acel faimos discurs al lui Anchise în lumea de dincolo, când îi spune lui uh, Eneas că romanii trebuie să conducă lumea. Uh, ce ne spune Plutar este de că, de fapt, acest imperiu greco-roman nu este un cerc uh, având un centru la Roma, ci este ca o elipsă. O elipsă care presupune două focare, un focar roman și unul grec. Omul complet se situează în câmpul definit de această elipsă, de aceste două focare. Da, e. Bun, Plutarh e f, poate cel mai important, dar aici nu putem să nu menționăm pe Polibiu, care deja începe această misiune de a uh, vedea lumea romană în context global. De fapt, asta face Plutarh foarte bine și o face din perspectivă filozofică, foarte important, pentru că noi vom vorbi, credata viitoare despre Suetoniu, care nu cred că reușește la fel de bine ca Plutarh să surprindă. Relațiile de cauzalitate și se pună foarte bine întrebarea de ce. Ori, Plutar, tocmai pentru că e de influență platonică, știe să vorbească despre virtuți și despre vicii. Și, sigur, portretele pe care le face sunt fascinante. Și, sigur, nu doar mari lideri politici. Mă gândesc la Dion, care da, e, sigur, un lider politic important, important, important că este dar și filozofic. Exact, e... este principalul și cel mai drag elev al lui Platon. Uh, și, de-al minte, biografia lui Dion e foarte lungă la Plutar. E foarte lungă, tocmai pentru că uh, Plutar scrie acolo despre cineva care a studiat cu însuși Platon. Uh, și ce e interesant la Dion este că um, a avut succes, uh, antrenamentul filozofic i-a fost uh, de folos, a reușit să pună capăt uh, tiraniei. Uh. Parțial, da, da. dar a fost asasinat de un imbecil din anturajul lui, pentru că se întâmplă da, ca un prostovan să-ți facă un pocinog. Și aici avem un lucru foarte interesant. Dion ar fi perfect ca liter, atâta numai că subestima importanța prostiei omenești. Același lucru pe care îl face și Brutus de Alminteri. Iar imaginea lui Brutus din Iulius Cezar de Shakespeare este într totul influențată de viziunea lui Plutar. Însă, cazul lui Dion e foarte important și mulțumesc că l-ai adus în discuție, pentru că la Plutar avem o serie întreagă de lideri filozofi. Dion... Este unul dintre ei, Cato cel tânăr, evident, Cicero, hmm. da, Demostene, Timoleon, Timoleon. Cel mai important este Epaminondas, poate, deși biografia lui Epaminondas s-a pierdut, apoi avem pe Solon, pe Licuri, pe Numa. În viziunea lui Plutar, e adevărat ce spune Platon. Filozofii sunt cei mai eficienți. Uh, nu numai că sunt buni la uh, vorbe, dar și în acțiune sunt adesea Extraordinar de eficient da, aici hai să te... Și mai spune ceva Că cel care nu este ahtiat de putere Are o anumită distanță interioară Care îi permite să fie mai eficient Asta e o teză platonică Bineînțeles o ia din Republica Dar hai să te provoc un pic Și să aducem în discuție Un lider care Nu numai că nu e prea filozofic Dar nu e nici prea pios Și anume Sila pentru care Plutarh are o imensă antipatie. Da, și totuși îi recunoaște meritele da, extraordinare. Da, cred că este pentru Plutarh un caz um, care constituie o provocare. Uh, pentru că este singurul uh, ticălos în viziunea lui uh, care moare în propriu pat. Uh, și de aia inventează episodul bolii lui Sila. Care nu e deloc uh, sigură. Uh, și e puțin surprinzător pentru că Plutarh este un conservator. Uh, și te-ai aștepta, poate, să-l prezinte pe Sila cu mai multă simpatie, Sila fiind campionul conservatorismului uh, roman. Uh, ori nu e cazul. De ce nu e cazul? Pentru că uh, Sila uh, nu e pios. Da, a jefuit templul Atene. din Apollo, Atene. a masacrat uh, o parte din populația ateniană atunci când a cucerit Atena, singurul roman care a făcut așa ceva la Atena. Da, deci există o anumită antipatie față de Sila, după cum sigur că pe Cezar îl prezintă la justa lui măsură, dar el nu este un Cezarian. Da, adică simpatiile lui Plutar merg mai degrabă către adversarii lui Cezar, către oameni onorabili, vorba lui Shakespeare, precum Cicero, Brutus, Cassius, Luculus, da? sunt all honorable men. Da, honorable men, dar care pierd uh, partida. De asta, Sila, cum uh, foarte bine spunea, e un caz limită care, sigur, a fost mereu un ghimpe în coasta lui Petar, că eu așa-mi imaginez. Da. Pentru că nu dă dovadă de Virtuțile sunt de toate virtuțile, care în mod normal ar trebui să fie soclu unui lider. Ori, în biografia lui Sila, Plutar tocmai amorsează o reflecție foarte interesantă asupra patologiei puterii, da? când vorbește despre cruzimile lui Sila și se întreabă dacă um, Sila a fost întotdeauna așa. Și doar a mascat uh, această căruzime latentă sau a devenit așa uh, când a avut putere? Totuși, dacă ar fi suferit de patologia puterii, ar fi renunțat la putere? Ori asta, asta e un alt episod extraordinar Sigur. din biografia lui Sila. Renunță, e uh, tiran. O dată de două ori pentru un an ceea ce este atipic, după care renunță. Adică, singurul lider din istoria la care mă mai pot gândi și care a renunțat așa la putere e George Washington. Ba, ba, mai Poate Carol Quintu. Mai e Poate. care a plecat. E la... bun. <laughs> vorbim de dictator. Da. În secolul 20, după cunoștința mea, e, e un singur dictator care s-a retras, dar e o mare diferență, trebuie spus, pentru că dictatura lui Sila, chiar crudă, dură, mă rog, foarte aspră, a durat puțin. Da. Uh, dar era oricum o inovație teribilă uh, în istoria fi constituțională fi dus a Romei. Mai departe de Cezar, dar, care va fi dictator. Uh, am vorbit deja destul de mult despre viețile paralele. Oricum e și cartea mea pe această temă despre leadership-a la grec, la Plutarch. Aș vrea să evocăm și celelalte texte ale lui Plutarch, sunt extrem de importante. Dialoguri filozofice remarcabile, cum este dialogul despre daimonul lui Socrate, este o pură capodoperă, sau dialogul despre superioritatea animalelor, dar de ce animalele sunt mai înțelepte și mai virtuoase decât oamenii? Este un text superb, absolut superb și are perfectă dreptate, așa este. Apoi sunt texte despre adevărata. Cauză a excelenței ateniene, dacă este cultura sau Romane, uh, spiritul războinic. Uh, ori el spune uh, că Atena este în principal o cetate războinică, luptăcioasă. Da? Ceea ce poate părea un paradox și este un paradox, da? uh, un paradox care conține un uh, adevăr important. Apoi mai avem uh, delicioasele lui uh, discuții la masă. Da, Cu recomandări de subiecte pe care să le abordezi la un banchet. Cum ar fi, de pildă, importanta întrebare: Ce uh, uh, întâi, ou sau găina? Discută această no. chestiune uh, cu umor, evident, no. pentru că are și foarte mult umor, uh, Plutar. Deci, e un biograf foarte bun și un istoric foarte bun, e un uh, autor foarte talentat, are mult umor și e un filozof cât se poate de interesant. Are... un filozof al religiei uh, și un filozof platonic e cât se poate declară uh, datoria da. pe are care are un text o are. de pildă despre uh, superstiție și ateism. Mm -hmm. Uh, și el spune că adevărata pietate se situează între aceste două extreme, dacă superstiția e mai periculoasă chiar decât ateismul, pentru că pervertește uh, pietatea. Da, pietate. E un foarte text, actual. Da, sau are un text foarte frumos despre prietenie spre prieteni și despre ce înseamnă să fii prieten, pentru că vorbește de o virtute esențială paresia, adică capacitatea de a vorbi franc, de a eu... spune adevărul. Și o artă, nu, nu poți să vorbești franc așa oricum. Trebuie să știi când să vorbești, trebuie să știi când să spui adevărul, fără să-ți umilești prietenul. Când să -și... Cum să știi să-i dai uh, sfaturile cele mai potrivite? Să nu te lești de prostii, să nu îl critici pe prieten pentru tot felul de detalii, lucruri fără importanță. Uh, să știi să îl, unor să-l ghidezi, fără să-i spui. Deci, ai o datorie etică de primă importanță pentru prietenii. Și aici Plutar se încadrează foarte bine în discursul epocii, fie că vorbim de stoici, de epicurei de aristotelicieni, toți sunt conștienți de valoarea prieteniei. Dar ceea ce face Plutarch este să susțină cauza da, în platonismul. Din păcate, nu avem timp pentru a evoca toate scrierile lui, așa cum nici pentru Seneca n-am hmm. avut uh, timp. Uh, dar are un text foarte frumos despre căsătorie, da? despre iubirea între uh, soți. Uh, mai are o consolație când a murit uh, fica lui, la fel ca Seneca. Din punctul ăsta de vedere, ei seamănă foarte mult. Amândoi au scris despre Anger Management. Uh -huh. Și Plutarc a scris despre aceeași temă, da? cu un punct de vedere puțin diferit față de cel uh, al lui Seneca. Deci, uh, cei doi, mă uh, sunt parțial contemporani, evident. Uh, Plutarc e mult mai tânăr, cu vreo 40 ceva de ani mai tânăr decât uh, Seneca, dar. Uh, cel puțin vreo 20 de ani au fost contemporani, și sunt două spirite foarte apropiate. Da? Și nu degeaba, Monteni îi menționa pe Seneca și Plutarca ca fiind cei doi autori favoriți ai lui. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.